Bună ziua, dragii mei! Astăzi facem un vlog rapid prin care vă arăt câtă ipocrizie și câtă nesimțire este în rândul autorităților publice atunci când ne vorbesc despre online, despre plăți de acasă, despre totul făcut ca în 2020 în fața calculatorului, iar în realitate sistemul este praf. Iar tu, ca și contribuabil, n-ai nicio șansă să scapi de clasica coadă la ghișeu. Studiu de caz, sectorul 5, Direcția Taxe și Impozite Locale. Aveți o platformă acolo pe care găsiți toate lucrurile, cum să accesezi cu reclame, stai acasă și din fața calculatorului îi faci și dregi, o prostie fără margini, vreau să vă spun, verificată. Pentru înmatricularea unei mașini pe care o cumperi în criza acum, când mașinile nu se mai vând, și să spunem că ești dispus să faci această investiție încurajând sub o formă sau alta de altfel piața auto, trebuie să iei de la primărie, de la Direcția Taxe și Impozite, un aviz, o ștampilă mai exact, pe fișa din matriculare, după ce tu îți înscrii mașina ca taxe și impozite. Haideți să vă spun prostia de care vorbesc. Stai în fața calculatorului, faci cont de contribuabil, trimiți documentele, aplici și aștepți să primești tot în același format de pandemie, scanată și ștampilată, fișa de înmatriculare. Știți care e mesajul pe care îl primești după ce faci toate acele înregistrări și stai într-o corespondență absurdă de altfel cu funcționarul? Mai trimiți un document, nu e bun, refă, totul vine online, vă repet. Mesajul final te pune la pământ. Îți spune, acum, dragă contribuabil, că te-ai înregistrat, cererea ta a fost procesată, te rugăm să te deplasezi la sediul instituției noastre, la registratură, pentru a depune documentele și a le primi ștampilate în 48 de ore. Deci, pe românește, prostia, ca să o înțelegeți, depui actele online, după care te duci frumos la coadă, la registratură, să-ți iei o ștampilă pe hârtie. Ăsta este online-ul din România. Pe lucrurile astea, probabil, primăria sectorului 5 a plătit modernizare și rețele online și tot ce vreți, probabil o sumă de neam prost. Nici nu vreau să mă gândesc, o să facem și această investigație. Însă, un lucru mi-a atras atenția și vreau să vi-l spun și pe ăsta, înainte să închidem vlogul. După ce s-a întâmplat această absurditate, am îndrăznit să pun mâna pe telefon să mă adresez funcționarilor de acolo. Și o doamnă, de altfel resemnată, căreia am pus-o în fața unei dileme. Doamnă, zic, dacă spuneți că e online și noi am aplicat și am făcut documentul online, de ce nu ni-l puteți trimite tot online? Că e pandemie și nu avem voie să ieșim din casă sau nu e recomandat momentul de față să ieșim din casă. Știți ce mi-a spus doamna respectivă? Repet, resemnată. Nu am ce să fac, domne, nu eu fac regulile. Păi cine face regulile? Primarul incompetent, guvernul, șefa de la taxe și impozite. Nu o vom afla niciodată. Vă mulțumesc, dragilor.